În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8600 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 COVID-19, cu 261 mai puțin decât ziua anterioară. 506 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În intervalul 11-1-2022 au fost raportate de către INSP 44 de decese, 26 de bărbați și 18 femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. În data de 12 ianuarie 2022, situația epidemiologică la nivelul județului Gorj se prezintă astfel. 159 de persoane în carantină la domiciliu, locația declarată. 15.512 persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 14.619 persoane vindecate, externate și la domiciliu, 30 de persoane internate în spital și 863 persoane decedate. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost confirmate 36 de noi cazuri de îmbolnăvire dintr-un total de 547 teste efectuate, situația prezentându-se astfel: 138 de teste RT-PCR efectuate, 14 rezultate pozitive, 5 rezultate pozitive la retestare și 119 rezultate negative și 409 teste rapide efectuate, 22 de rezultate pozitive, 387 rezultate negative. Până astăzi, 12 ianuarie 2022, s-au primit 283.011 doze de vaccin anticovid și au fost administrate 238.381 de doze, dintre care 84.005 doza a doua și 25.528 doza a treia.